Horoscopul pentru 20 aprilie, horoscopul eclipsei, mai ales că astăzi avem eclipsă, începem dimineața cu eclipsă. Haideți să vedem și care este mesajul acestei zile pentru 20 aprilie. Avem aici un arhanghel care avem senzația că am două carduri lipite. Este un arhanghel foarte puternic care se numește Sandalfon. Sandalfon se află acum în preajma ta pentru a te ajuta să integrezi noile energii prezente pe pământul mamă. El face parte din arhanghelii cei mai luminoși și te ghidează pe calea ta spirituală. El îți aduce curajul și forța necesară pentru a te elibera de rănile trecutului. Sandalfon, foarte interesant cardul, nu știu voi, nu cred că o să vedeți neapărat, nu prea se vede, dar îl văd eu aici și vă spun foarte clar că simt așa o energie foarte puternică și cred că este un mesaj puternic pentru voi. Curaj și forță necesară pentru a vă elibera de rănile trecutului. E momentul să vă eliberați de rănile trecutului, mai ales astăzi într-o zi de eclipsă. O eclipsă hibrid care închide un capitol și vă ajută să vă deschideți viața către un nou capitol. Aveți și aveți aici pe canal despre eclipsă, un ritual, pregătiți frumos pentru voi. Și haideți să vedem ce facem noi astăzi. Like, share, subscribe, abonați-vă. Să vedem care e treaba. Berbecii au revelații. Este o zi de resetare, este o zi cu puternă revelație. Eclipsa vine fix pe casa voastră întâi, peste soarele vostru, peste toate aici. Vă învăluie total această eclipsă, vă resetează. E o zi de resetare, o zi în care viața voastră se schimbă total. Vă schimbați percepția, vă schimbați. Practica spune că este o zi în care vă deschideți către o nouă viață. Taur. Taurii au nevoie să se retragă pentru a înțelege exact ce potențial au, ce posibilități au. Aveți nevoie de introspecție. Aveți nevoie să disciplinați așa un pic energia în viața voastră, pentru că sunt foarte multe care vă blochează. Practic e cumva un paradox. În timp ce vi se deschide o cale, în același timp vă simțiți și blocați. Stați un pic pe loc, analizați și apoi luați decizii. Gemeni. Gemenii au noi posibilități și noi începuturi în zona legată de prieteni, oameni noi, grupuri noi, noi începuturi pe o sferă legată de grupuri, oameni, lucru în echipă cu alții sau, mă rog, a intra în grupări. De asemenea, este o zi în care se activează și speranța în viața voastră. Practic, prindeți speranța de picior și nu-i mai dați drumul sau de mână sau de mânecă sau de ce vreți voi. Rac. O schimbare legată de carieră. Se închide un capitol din viața voastră pe zona carierei și începe un nou capitol. O posibilitate, o oportunitate, o șansă. Poate vi se oferă o direcție care să vă ajute să evoluați. Leu. Lei vor schimba perspectiva asupra vieții. Este un moment în care vă gândiți să studiați, să vă ascultați intuiția și vă concentrați foarte mult și pe anumite situații de la locul de muncă, dar și pe dezvoltarea voastră spirituală, pe dezvoltarea personală. Vreți să învățați și să dați mai departe, sunteți niște profesori. Fecioară. Fecioara are nevoie să se reinventeze, să renască astăzi precum o pasăre Phoenix. Voi renașteți astăzi din cenușă. Când credeți că e cel mai greu, atunci veți renaște. Abia aștept această eclipsă și eu, având în vedere că este o eclipsă care aduce transformare, renaștere, reinventare. Asta veți simți voi, că închideți o ușă a trecutului, lăsați rănile trecutului și vă duceți către viitor. Balanță. Balanțele au nevoie să se descopere. Aveți nevoie să îmbunătățiți relația cu voi înșivă, vă îmbunătățiți relația cu voi, creșteți, evoluați și vă deschideți și sufletul către o nouă etapă în relațiile voastre. Poate că relațiile se consolidează și faceți niște demersuri pentru a vă îmbunătăți viața emoțională sau alte tipuri de relații. Scorpion. Sunteți foarte atenți la obiceiurile voastre, la locul de muncă, la oportunitățile și șansele care se deschid. Faceți pace cu voi, faceți pace cu anumite
să le spunem așa, obiceiuri nesănătoase și vă duceți către obiceiuri sănătoase. De asemenea, șanse și oportunități vi se deschid. Poate că cineva poate să vă propună o colaborare sau, mă rog, să intrați într-un proiect nou. Săgetător. Iubirea este foarte importantă pentru voi, creativitatea, zona iubirii. Iubire de sine, vindecarea copilului interior. Este o resuscitare a relației, este o resuscitare a emoțiilor. Aveți nevoie să vă vindecați și da, puteți să faceți asta odată cu această eclipsă. Și chiar să vă deschideți către ceva nou, speculații, creativitate, distracții, activități recreative. Capricorn. Simțiți nevoia să vă prindeți așa un pic rădăcinile, iar intențiile voastre sunt legate de casă, sunt legate de sfera familiei, sunt foarte legate de a experimenta niște lucruri alături de familie. Chiar există posibilitatea pentru renovare, o casă nouă, a rezolva cu niște acte, cu trecutul, cu familia, cu proprietățile. Vă puneți niște intenții legate de casă, de locuință, diverse proprietăți sau un nou început cu familia. Vărsător. E momentul să plecați pe un drum nou. Simțiți nevoia să porniți pe un drum nou, simțiți nevoia să vă deschideți către noi planuri. Aveți nevoie de un plan nou, aveți nevoie de o reorganizare a planurilor, aveți nevoie să simțiți că sunteți în direcția potrivită și poate că veți recolta de peste tot curaj, putere, vă hrăniți cumva cu sprijinul celorlalți, conversații foarte interesante care vă motivează. Astăzi chiar puteți să porniți niște conversații care vă super motivează. Peștii, dar nu cei din urmă, au o zi în care vi se declanșează o încredere absolută pe tot ce înseamnă zona banilor. Vă puneți în cap să faceți bani, să dezvoltați anumite proiecte și nimic nu o să vă blocheze în aceste demersuri, chiar aveți mare încredere în voi și ceea ce este foarte important, să și schimbări de situație destul de bruște, dar voi vă doriți independență, lucrați mult la încrederea de sine și pentru că lucrați la încredere și vă doriți independență, cine își dorește și lucrează la el o să și obțină, e foarte simplu. Este important să vă comunicați dorințele legate de zona banilor și dintr-un hobby, dintr-o pasiune, puteți să faceți bani. Sunteți destul de curioși, iar curiozitatea vă ajută să evoluați. Să aveți o zi magică cu stele norocoase!